Bine ați revenit! Subiectul de care spuneam în prima parte a videoclipului practic se îndepărtează de experiența, de stricta mea experiență cu de deținerea autoturismului Dacia Duster. Se apropie mai mult de o polemică mult mai largă. Merită sau nu merită să ne luăm autoturism SH sau merită să ne luăm autoturism nou? Haideți să expun argumentele pe care le-am găsit într-o perioadă destul de îndelungată de studiu al fenomenului auto. Cei care argumentează pentru achiziționarea SH-ului argumentează că evită deprecierea pe care o suferă cei care își au mașini noi, dar deprecierea s-ar realiza în prima perioadă de un an, 2-3 de la achiziție. Practic, din momentul în care a venit mașina pe numele tău, s-a emis factura pe numele tău, mașina cu 0 km rulați, mașina absolut nouă, nu mai poți să o vinzi la același preț pe care, ca și prețul pe care cu care ți-o vinde dealerul. Da? Dacă dealerul îți vinde mașina la 20.000, nu o să găsești în vecii vecilor vreun cumpărător pentru 20.000 de euro. Pentru vreo 15.000 de euro, 16.000 de euro poate, dacă ești norocos. De ce? Pentru că noi ca și clienți, la prețul cerut de dealer, preferăm să luăm direct de la dealer pentru că ne punem întrebarea, dar de ce o vinde ăla? Și atunci vrem un avantaj, vrem o compensație financiară a faptului că acceptăm să luăm de la altcineva. Odată, cei care achiziționează SH-ul mai spun și că mai degrabă să-ți iei un automobil produs de o marcă, de o firmă care produce calitate decât să, și să-ți iei SH, decât să-ți iei un automobil produs de o marcă mai anostă, care nu este de firmă, pentru că în momentul în care ai scăpat de prima depreciere, într-o perioadă relativ scurtă de timp, deprecierea continuă, dar scade procentual, atât la o mașină cât și la cealaltă și practic peste încă 15 ani vei avea o mașină de firmă care și-a mai păstrat din valoare față de mașina pe care ai cumpărat-o de nouă de la o firmă mediocră, iar în valoarea acelei mașini este mai mică. Am permis să fac un calcul pe care îl puteți face și dumneavoastră acasă. Pornind de la comentariile pe care le-am avut de la dumneavoastră în cadrul videoclipurilor pe care le-am prezentat. Dacă degeaba ți-ai luat o Dacia, degeaba ți-ai dat 18.000 de euro pentru că e o tigaie. Tot Dacia este. O tigaie scumpă. Mai bine îți luai un BMW cu 10.000 sau 11.000 de euro. Mi-am permis să fac un calcul pornind de la aceste afirmații să văd dacă cumva dreptatea este de partea mea sau de partea celor care mi-au sugerat sau mi-au afirmat că am făcut o greșeală de 18.000 de euro. Mi-am bazat pe site-ul OLX, sub categoria autoturisme. Am făcut comparația între Dacia, despre care totuși mulți spun că ar fi o firmă, un produs fiabil, și o altă mașină despre care asemenea se consideră că ar fi fiabil, și anume RAV4, Toyota RAV4 chiar. Am pornit de la o perioadă de utilizare, de preutilizare a Toyota, dar firma scumpă, de firmă, de 3 ani de zile. 3 ani de zile în care respectivul care consideră că este ok să-și cumpere Toyota a scăpat de deprecierea aia masivă. Da? O depreciere care în 3 ani de zile o suferă toate produsele, într-un procentaj cuprins între 40 și 70% în funcție de percepția de fiabilitate a pieței de autoturisme SH. Deci, haideți să vă arăt și pagina respectivă. Puteți da frumos un stop cadru sau cel mai bine o faceți dumneavoastră. Faceți dumneavoastră acest experiment pornind de la o comparație între o firmă
între un produs al unei firme pe care vi-l permiteți la un anumit preț și produsul unei alte firme SH la 3 ani de zile. Bun, deci am comparat prețurile la 3 ani de zile SH-ul și 0 ani de zile produsul nou, inclusiv legându-mă inclusiv de prețul de nou al SH-ului, al Toyota RAV4, mașină care, repet, este considerată produs de o firmă producătoare care oferă fiabilitate. Și am considerat prețurile în atât din punct de vedere al prețului inițial, al prețului oferit de firmă, sau mă rog, cerut de firmă, de produs nou, în partea superioară a nivelurilor de preț, a nivelurilor de echipare, însă în partea de jos. Da? Deci dacă sunt trei nivele de echipare, în partea superioară, în partea de jos, să zic așa. Felia de deasupra, dar un pic mai jos. Ca să mă fac explicit, la Dacia, de exemplu, puteam să iau, dacă alegeam motorizare pe motorină, am invitat-o, nu am avut posibilitatea la benzină, puteam să iau nivelul de echipare Prestige, la 20.000 de euro. La benzină am avut doar nivelul de echipare Comfort, însă am luat extra opțiuni care să ridice mașina la nivelul de Prestige, mai toate mai puțin clima, sistemul de climatizare. Automată la Prestige, manuală la mine. Bun, deci 18.000 de euro este undeva în partea de sus, în partea de jos al prețurilor mari. La fel și 37.000 de euro din punctul de vedere al unui Toyota RAV4. Dacă vă uitați la site-urile cerute de tot nivelul Toyota, dar un RAV4 îl puteți găsi la 20.000 de euro, însă aceea este o mașină cheală la echiparea de jos. Urcând în nivele de echipare, în motorizare, nivele de echipare, cu extra opțiuni, pentru că sunt opțiuni pe care ai putea să le dorești și să le achiziționezi, ajungi undeva la 42.000 de euro. Un Toyota RAV4 Hybrid Luxury cu extra opțiuni decente, deci nu vorbesc de spoiler, nu vorbesc de cosmetică. Deci extra opțiuni decente, 42.000 de euro aproape, 41.800 mi-au ieșit mie pe site-ul Toyota. Bun, deci compar Dacia la preț de achiziție 18.000 cu Toyota RAV4, preț de achiziție 37.000. Ok, la 3 ani de zile de utilizare, folosind criteriile pe care le-am menționat, filtrele care le-am menționat, Dacia pe OLX găsim o medie a prețului de 11.000 de euro, la RAV4 de 18.000 de euro. Deci, practic, de aceea am ales Toyota cu 3 ani de zile. La Toyota găsesc la 3 ani de zile un preț pe care l-aș achita fix același cu prețul pentru o Dacia Duster nouă. Bun, deci în 3 ani de zile, Dacia Duster 11.000, Toyota RAV4 18.000. Deprecierea celor două mașini este de 7.000 la Dacia Duster, 19.000 la Toyota RAV4. V-am spus, deprecierea este cea mai mare procentuală în primii 3 ani de utilizare. Practic o medie la Dacia Duster de 2.333 de euro per an, o medie la Toyota RAV4 de 6.333 de ani. Ideea este ideea susținută de cei care preferă autoturismele SH, chiar dacă dau aceiași bani pe autoturism, deci nu este vorba de preț, ci de ceea ce achiziționează cu prețul respectiv, este că preferă SH-ul pentru că scapă de profitul pe care îl cere firma. Scapă de deprecierea masivă de care vorbeam. Bun, la 7 ani de zile, deci ai achiziționat mașina, că ai achiziționat-o nouă, că ai achiziționat-o SH de 3 ani de zile, dăm timpul înapoi, să zic așa, și peste 4 ani de zile, sau dăm timpul în față, peste 4 ani de zile vom avea o mașină mai veche, da? A intervenit uzura, a devenit deprecierea și la o mașină și la cealaltă. Bun, deci la 7 ani de zile de la achiziție, acum fac comparația mașină nouă cu mașină nouă, vom avea un preț mediu găsit pe OLX de 6.500 și un preț mediu găsit pentru RAV4 de 14.000 de euro, 6.500 Dacia Duster, 14.000 de euro Toyota RAV4.
O depreciere masivă, aș putea spune, pe o medie de 7 ani de zile, deci luat în calcul prețul inițial de 1642 de euro la Dacia Duster și de 3285 de euro pe an la Toyota RAV4. Însă, dacă este să ne gândim la timpul de referință, uzura de referință de 3 ani pe care am putea o să o luăm, repet, în cazul acesta compar mere cu mere, SH cu SH, de la 3 ani la 7 ani, Dacia Duster suferă o depreciere medie de 1125 de euro. Este mai mică, deci am scăpat de deprecierea masivă de primul an, da? Deci e 1125 de euro. În condițiile în care comparăm prețul unei Dacia Duster de 3 ani cu prețul unei Dacia Duster de 7 ani. Aceeași comparație, deci 1125 de euro la Dacia Duster, 1000 de euro de la 3 la 7 ani la Toyota RAV4. Cu cât coborâm în timp, cu cât punem mai mulți ani de uzură la un autoturism, cu atât o să vedeți că media va scade pentru același autoturism. Deci, de la 3 la 7 ani avem o depreciere de 1000 de euro la Toyota RAV4. Însă, dacă este să comparăm, să facem o comparație realistă, pornind de la un autoturism nou Dacia la un autoturism SH Toyota, aici este comparația pe care ar trebui să vă să o luați dumneavoastră în calcul. Și anume, la 4 ani de zile, deci luăm autoturismul nou 18.000 de euro Dacia sau luăm autoturism vechi de 3 ani de zile Toyota RAV4. La 4 ani de zile de la achiziție vom avea practic un autoturism utilizat de 4 ani Dacia sau utilizat de 7 ani Toyota RAV4. Media pentru cel care achiziționează Toyota RAV4 vechi de 3 ani deja, media de uzură de depreciere per an va fi de 1000 de euro, precum spuneam. La 4 ani de zile, cel care a achiziționat Dacia nouă va avea o mașină folosită de 4 ani, cu o depreciere de 4 ani. Prețul unei mașini vechi de 4 ani de zile, în momentul de față, este de Dacia Duster, este de 10.000 de euro, depreciere de 8.000 de euro, practic o depreciere de 2.000 de euro pe an. Deci, pentru cei care sunt adepții achiziționării SH, aici ar fi argumentul ideilor. Da? Deci, cel care a achiziționat un SH va avea o depreciere de doar 1.000 de euro pe an, dacă este să luăm în calcul un interval de 4 ani, și de 2000 de euro pe an pentru cel care a achiziționat Dacia Duster nouă, o mașină nouă mai ieftină. Acum, cei care argumentează cum că este mai ok o mașină nouă, argumentează de ce? Pentru că este o mașină nouă. Cel care intenționează să o vândă, da, adică vorbesc din prisma argumentele celor cu mașini noi, printre care mă aflu și eu. Mă duc la unul să iau o mașină nouă, SH, cel care de la care o iau știe că o va vinde, da? Deci se va purta cumva altfel decât mă voi purta eu cu o mașină nouă pe care am dat un purcoi de bani pe ea. Nu mai evită gropile. O turează la maxim. Percurs, cum știe că va scăpa și va lua altceva. Va scăpa, va lua o altă mașină nouă. De regulă, nu știu, cei care iau o mașină în leasing și la 3 ani de zile își au altă mașină în leasing. Dau cu ea în toate gropile, nu o menajează absolut deloc pentru că știe că va scăpa de ea. Că va scăpa de ea pe piața, pe propria lor putere, pe piața de achiziție sau va scăpa de mașină prin buyback, e altă mâncare de pește. Ideea e că utilizatorul de mașină nouă care știe că o va vinde, nu va menaja. Ați văzut, eu folosesc inclusiv de cosmetice, pentru cauciuc, pentru plastice, pentru vopsea. Cât credeți că va ține la mașină un proprietar care o va vinde? 2. Alt argument al celor care sunt adepții mașinilor noi. Dacă se poate. Vorbesc de mașină pe același preț, mașină nouă versus SH.
Nu vorbesc de faptul că am 5.000 și vreau o mașină nouă. Așa ceva nu se poate. Bun, deci alt argument. Ăla care vinde mașină nu o vinde de plăcere. Nu o vinde că este foarte extraordinar mulțumit de ea. De multe ori se întâmplă să vândă mașina pentru că el consideră că mașina nu mai e rentabilă, că începe să bage bani în ea. S-a dus garanția în perioada de 3 ani și încep piesele să cadă. Multe piese, de exemplu, mi-am exprimat această opinie în alt videoclip, ce mașini achiziționăm, ce branduri evităm. Multe piese, deși sunt ieftin în au un cost mic în producție, sunt foarte scumpe. Se găsesc numai de la dealer. Da, vorbesc de piesele de plastic, de exemplu, de la BMW, am văzut o opinie exprimată pe internet. Sunt extraordinar, dar extraordinar de scumpe. Plasticul se perimează în timp, vibrații, soluție chimică, timpul efectiv face ca plasticul să-și piardă din elasticitate, devine casabil, apar fisuri. Teoria exprimată pe, sau găsită de mine pe internet are logică. Deci, practic, omul ăla care o vinde SH-ul celui care cumpără SH-ul, s-ar putea să o vândă pentru că nu vrea, consideră că e nerentabil, nu mai vrea să bage bani în ea, vrea să-și ia altă mașină care să stea liniștit. Sau, din potrivă, așa cum se mai și întâmplă, vezi videoclipul pe care l-am menționat, este posibil să fie o mașină lemon car, adică să fie defectuoasă din start din producție, să-i cadă piesele la greu, să piardă mult timp prin service. Da, este în garanție. Cât timp în garanție, se va face intervenția gratuit, dacă se va face, conform politicii unor firme sau nu. Legalitatea sau ilegalitatea e altă mâncare de pești. Bun, deci, dar dacă stă cu ea mult în service, chiar dacă în aia 3 ani de zile n-a plătit nimic, s-ar putea să fie sictirit, frustrat de a sta cu mașina în service în loc să o folosească. Și atunci scapă de ea. Asta e un alt argument al celor care preferă să dea aceiași bani pe o mașină nouă față de aceiași bani pe o mașină de firmă, dar mai veche, SH-ul. Dumneavoastră, opiniile sunt logice, sunt argumentate bine și de o parte și de cealaltă. Depinde pe ce se pune preț, pe ce puneți dumneavoastră preț. Puneți-vă argumentele pe o hârtie și stânga-dreapta cu ce puteți accepta, ce nu puteți accepta. Vedeți care e prioritară, care, dacă este o condiție pe care nu o puteți accepta, de exemplu, vă luați o mașină, dar mașina aia nu are o dotare de siguranță, da? De exemplu, 18.000 Dacia Duster nu are sisteme de prevenire a accidentelor bazate pe brake assist, pe frânare autonomă. Și vreți una care să aibă. Este un argument pro achiziției autoturismului SH. Sau din potrivă. Vreți o mașină care să nu stați în serviciu sau să plătiți la 3 zile de la achiziție, să începeți să plătiți pentru că tocmai ați văzut că are un defect ascuns. Este un argument pentru achiziționarea unei mașini noi. Le puneți pe hârtie, vedeți cu ce trăiți, cu ce puteți trăi, cu ce nu puteți trăi, ce puteți accepta și ăla este motivul achiziției dumneavoastră. Nou sau SH? Acum, vis-a-vis de întrebarea formulată în prima parte a videoclipului, v-am spus, am divagat, am atins un subiect mai larg, vis-a-vis de prima întrebare, dacă mi-aș lua cu 18.000 de euro, fără mașină, am 18.000 de euro în mână, mi-aș lua Dacia Duster? Răspunsul da. Mi-aș lua Dacia Duster. La nivelul ăsta de preț, consider că este o achiziție bună. Tot la nivelul ăsta de preț, consider că ar fi o achiziție la fel de bună, poate datorită preferințelor mele, nu, care sunt, pot fi și subiective. Țin de preferințe, țin de altceva decât de motive științifice, obiective și așa mai departe. Deci, aș face la fel de bună achiziție, poate un pic, v-am spus, datorită preferințelor personale, subiective, mi-aș lua și Suzuki Vitara. De la faceliftul pe care l-a suferit ultima oară, arată mai bine, este un pic mai spațioasă. Subiectiv arată mai bine. Consider că nu pierzi nimic dacă ți-e Duster, nu pierzi nimic dacă ți-e Vitara, nu câștigi nimic dacă ți-e Duster, nu câștigi nimic dacă ți-e Vitara, între cele, comparând cele două mașini. Aici ține de dumneavoastră. Și apropo de mașini, dacă ar fi să mă gândesc să-mi iau o mașină nouă,
am în cont 0 ordine, nu le pot cumpăra. Deci nu banii să fie factorul determinant, ci toate celelalte motive, toate celelalte opțiuni, dotări, caracteristici oferite de către mașină în momentul în care eu achiziționez. În condițiile în care eu sunt, eu aș prefera un SUV, da? Și toate la maxim, în momentul acela, mașina preferată de mine ar fi Hyundai Santa Fe. La noi pe piață cu 2,2 litri turbo diesel. Asta nu înseamnă că este o mașină ideală, nu înseamnă că este o mașină fără riscuri. Ar avea și Hyundai Santa Fe riscurile respective. Cel mai mare, dar nu numai, cel mai mare ar fi riscul dat de cadrul politic în care ne aflăm. Deci nu ține de mașină. Faptul că a început o politică ilogică, din punctul meu de vedere, de blamare a autoturismelor diesel. Chiar fie el și Euro 6D. Aveți dumneavoastră o mașină achiziționată de nou? Vreți ca informațiile, experiența dumneavoastră, relația dumneavoastră cu dealerul, cu serviciul agreat, să fie cunoscute și de către alți potențial cumpărători? Doriți ca surprizele plăcute pe care le-ați avut în date de mașina noastră să fie cunoscute și de către alții, să o prezentați altora? Doriți ca mașina noastră să fie prezentată în același stil, în același mod în care eu am prezentat această mașină? Luați legătura cu mine prin intermediul comentariilor, pentru că sunt absolut sigur, convins că nu voi primi vreo mașină de la dealer, pentru că sunt destul de critic. Niciunul o să-mi dea vreo mașină, să îi critic, să spun potențialul clienți, dar nu vă cumpărați, frate, uitați 10. Am spus și cea mașină, din punctul meu de vedere, are un risc major pe care cumpărătorul și-l asumă pe piața noastră. Ok? Ce mai vreau să menționez, apropo de prezentare, majoritatea sau, hai să-i zic, un cuvânt prea mare, dar expertiza mea în domeniul auto se bazează pe studierea 6 ani de zile de vânătoare de informații din domeniul auto. Am ajuns să aflu informații din domeniul juridic, de pe piețe precum SUA, Germania, Australia, Canada. Am ajuns să aflu, să-mi schimb sistemul de percepție cu privire la fiabilitate asupra unor firme despre care se consideră că sunt cele mai fiabile, că sunt indestructibile și așa mai departe. De ce? Tocmai pentru că am aflat niște informații pe care nu le putem afla. În momentul când primesc, sau dacă aș primi o mașină de la dealer, de exemplu, aș începe cu astea. Haideți să vă spun ce spun alții. Informațiile mele am încercat să le verific din mai multe surse, separate una de alta, nu copiate una de alta, să le verific din mai multe surse, prin prisma logicii personale și să trag o concluzie, să elimin bullshit-ul. Informațiile pe care noi, ca și clienți uzuali, le aflăm despre un autoturism, despre o marcă, sunt informații date de către producător. O să vă spună careva, luați mașina asta, fraților, că vă veți împrieteni cu băieții la service, de nevoie. Niciunul nu o să facă. Totul lumea o prezintă mașina la superlativ. Sau de reprezentanții ai dealerului, oameni care fac review-uri, dar sunt reprezentanți de vânzări. Bineînțeles, același lucru. Nu o să zic că nu vă luați, fraților, de la mine, că uitați ce necazuri mari au avut alții care și-au luat același model. Sau mai putem găsi și informații date de către YouTuber profesioniști, oameni care primesc mașini de la dealer, dar acei oameni sunt puternic motivați să vă spună doar la superlativ sau cât se poate de bine despre experiența lor de 2 zile, nu de 1 an de zile, nu de 2 ani de zile, doar de 2 zile cât, maxim cât au avut, de exemplu, la noi pe piață. Din acest punct de vedere, cel mai profesionist YouTuber profesionist de la noi din țară ar fi domnul Robert Adam pe canalul Turații, dar acolo neplăcerile prezentate de dânsul sunt de genul că uite un buton aici, trebuia să fie în partea alaltă sau ceva de genul ăsta. Nu o să vezi că vreodată un YouTuber profesionist spune mașina pe care o prezint are un istoric de 30 de recall-uri până acum de la momentul lansării de acum 2 luni de zile încoace. Nu o să spună nimeni așa ceva, nu o să dea nimeni nicio informație menită a întoarce vreun client
din intenția de cumpărare. Da? Prezintă și un pic niște aspecte negative, că altfel ar fi prea prefață, prea nerealistă prezentarea, dar acele aspecte negative sunt de regulă minore și sunt date de cel mult experiența utilizării, testării produsului pe 2 zile. Nici de cum din ceea ce spun alții. Eu ce încerc să vă prezint noastră în prezentarea unui autoturism, voi încerca să vă prezint informațiile pe care le-am găsit pe site-uri, de exemplu, unde oameni fac descrierea autoturismului pe care îl dețin, site-uri care la rândul lui sau la rândul lor, al site-urilor, fac verificări ca acel om care face descrierea să fie și proprietar al modelului respectiv, pe bază de vin, de exemplu. Sau decizia inițiatorului de judecată. Vă mulțumesc pentru răbdare. Dați un like și subscribe dacă ați ajuns până aici, pentru că chiar dacă nu mai aveți de gând să urmăriți videoclipurile mele, like-ul și subscribe-ul sau abonează-te pe românește va asigura un ca videoclipul respectiv viitor sau acesta să ajungă la un număr cât mai mare de abonați. Eu nu am niciun beneficiu din partea YouTube, nu am 1000 de abonați, nu sunt de luat în calcul la vreo plată din partea YouTube. Singurul meu beneficiu este de a da o informație pe care de multe ori mulți au, la care au ajuns mulți după ce au dat niște bani și sunt bani serioși, mai ales în industria auto. Vă mulțumesc frumos, la revedere!